Hai bă frate, iar mă trece treaba mare. Stăteam și eu la calculator, am primit și eu butonul de un abonat, pentru că am un abonat. Băi, eu sunt cel mai șmecher YouTuber cu un abonat. Stăteam și eu aici la laptop, stăteam frumos, vorbeam cu mama, mă întreba mama dacă am luat fasolea, pentru dacă am fasole practic pentru cină. Bine, eu am cam mâncat toată fasolea. Și pentru că am mâncat toată fasolea, bă, acum nu știu de ce am așa senzația că am nevoie pe la toaletă, bă frate, și nu știu ce să fac, mă frate. Dar nu, mă, eu nu mă duc la toaletă. E 3 dimineața, cine se duce la toaletă la ora asta? Mie mi-e cam frică, sincer, să mă duc la toaletă la ora asta. Nu știu, scrieți-mi voi acolo în comentarii dacă vă e frică să vă duceți noaptea la toaletă, că mie mi-e cam frică. Hai mă să nu mă duc. Ce se poate întâmpla? Mă pun și eu să dorm foarte liniștit, să stau frumos aici. N-am făcut nimic, n-am făcut nimic. Ok, nu, bă, ce asta? Bă, ce asta? Bă, nu. Asta e ciocolată? Bă, frate, nu, trebuie să mă duc repede la baie, că nu se poate. Mamă? Mamă? N-am făcut nimic, vreau să mă duc la toaletă. Am adormit, da? Și vreau să mă duc la toaletă. Aolo, deci m-a prins mama. Hai că data aceasta nu o să mă mai prindă. Mă duc frumos la toaletă și nu o să mai fac nimic în pat, promit treaba aceasta. Hai să mergem afară. Ia mă, nimeni, hai să vedem. Intrăm aici la asta e toaleta sau ce? Hai mă, înainte de toate, ia mă să vedem. Opa, mamă, bam, pe aici, click on the laptop, turn on. Ok, aprinde lumina, dar nu știu dacă este o idee prea bună să aprinde lumina. Vedem că avem foarte multe. Hai să intrăm în pod. Ok, nu pot să intru în pod, că a pus asta. Tată, ce pui mă acolo, că vreau și eu să intru și vreau. Televizor, mă, nu merge telecomanda. Mă, ce? Deci se pare că am făcut și al doilea ending. Hai să mergem la al treilea ending să vedem ce face. Bă, frate, hai mă că mă duc direct la toaletă. Cred că aici e toaleta, nu? Opa, ia să vedem, mă, intrăm și noi în duș. Mamă, ne facem și noi în duș înainte să intrăm la toaletă. Frumos, ok, acum hai să ne ducem aici. Mă, da, chiar am nevoie să fac treaba mare. Ok, hai, facem și noi căcuța. Atât? Gata? Am făcut? Păi, și atât? Ok, hai să facem alt ending acum. Al treilea, al patrulea ending de data aceasta. Hai să vedem, bă, frate, pam, mă duc și eu foarte frumos aici. Hai să luăm și noi bănuții ăștia, cine știe, poate plecăm și noi pe undeva cu o gagicuză, cu o ceva. Hai să vedem, ne ducem și noi ceva. Mă, ce, bă, doamne, bă. O noapte liniștită, bine, nu prea liniștită pentru că este 3 noaptea și eu am nevoie la toaletă. Bă, frate, nu, unde e, bă, toaleta? Dar nu vreau să mă duc la toaletă înainte. Tot să ne ducem, o să mai mâncăm și noi ceva. Mică, am foame, sincer, am să mâncăm. Pui, ia, filia asta de pizza, poți și o să mănânc, mă, frate. Bă, aș vrea și eu să mănânc filia asta de pizza, dar totuși nu. Ia, mă, ieșim și ne pe geam. Mamă, nu putem să ieșim nici pe geam, nu putem să facem nimic, mă, frate. Hai, mă, să ieșim la afară din casă. Să vedem, bă, dar nu e nimeni acasă. O, Capi, ce faci, Capi? Hai, noroc. Ok, capibara mea, asta este mașina mea. Mașina, doamne, ok. Hai să vedem, ce mai aici? Poate ne ducem să la toaletă fix aici. Ia, mă, conduc și eu. Ia mă, conduc și eu mașina asta, mamă, dar durează prea mult să iau, frate. Nu vreau să iau mașina, durează prea mult. Hai să mergem aici să cumpărăm și noi ceva de la magazin. Adică mie da, Doris, dacă I need to find some way to get in. Ok, cum aș putea să intru pe aici, întrebarea mea? Intrăm pe aici prin undeva prin spate. Ia să vedem, intrăm și noi prin spate. Dacă putem, ia, putem. Ia pe aici. Fiți atenți, uitați pe unde intrăm. Să sperăm că nu ne dă. Nu, n-am făcut nimic. N-am făcut nimic. Nu, domnul. Erau așa închis, ați închis și acum, adică să dacă era așa închis, ce e vina mea? Cum adică? Nu dați-mi mine ajutor. Lăsați-mă în pace, vă rog. Ce? Nu sunați nimic. Eu vreau să vă cumpăr de aici să plătesc. Cum adică să sunați poliția? Nu, ajutor. Sunt un copil mic. Uitați-vă la mine. Vreau să mă. Ok, nu cred că a fost o idee prea bună. Hai să vedem altul. Să vedem. Luăm și noi banii ăștia de aici, ne și în partea asta, luăm și pe ăștia. Luăm toți banii din casă și fugim afară. Să vedem de ce mai putem da pe afară, frate. Avem aici pe Capi, prietenul nostru. Salutați-l și pe el. Salut, Capi, e ok? Hai să vedem. Ne ducem în partea asta. Hai să vedem. Ce avem noi în partea asta? Okay, ne arată aici câte chestii avem. Mamă, putem și noi să intrăm. Fiți atenți. All 10 to get behind the... Ok, deci trebuie să găsesc. Ok, task-ul meu. Ok, deci task-ul meu este să găsesc niște 10 cutii, ceva de genul, cam așa, ceva de genul. Și trebuie să, după ce găsesc cutiile astea, va trebui. Ok, hai să luăm și noi bani ăștia. Ok, nu vreau să donez. Ok, hai să luăm și noi. Ok, avem ceva pe aici, nu știu, cineva așa, dar unde pot să găsesc și eu niște cutii? Mă, frate, m-am pierdut. Mă, e mai greu dacă credeam eu să mă duc la toaletă la 3 dimineața. Când mă trece, bă, frate, trebuie să mă duc, bă, dar mă ia capul. Nu știu, eu sunt pe altă lume. Când mă trece, chiar am nevoie de absolut orice, dar eu văd că la toaletă nu prea mă duc. Hai să vedem, poate mai luăm și noi ceva de pe aici, nu putem să luăm iamă. Ok, hai să ieșim acum din casă și să vedem ce putem să găsim. Dar de unde putem să găsim noi toate cutiile? Asta e întrebarea mea, că nu știu dacă putem să găsim noi toate cutiile. Dar hai să vedem, punem o cutie acolo și altă cutie unde ar putea să fie, mă, dacă ne ducem în partea asta, o cutie. Hai mă să o duc la vecin, bă, da, mă, da.
Ok, uitați-vă puțin. Deci uitați-vă la casier. Casierul ascultă muzica. Asta face casierul și are ușa închisă. Hai să vedem dacă data aceasta mai e ușa închisă sau nu. Ok, deci ușa este închisă. Nu pot să intru înăuntru și el, dacă intru pe acolo, ați văzut ce, tocmai ce face. Adică n-ai nicio treabă cu el, mă. Hai să intrăm peste vecin în casă. Foarte ok, hai că am găsit aici încă o cutie, el și cutia asta foarte frumos. Trebuie să mai găsim încă 8 cutii ca să putem să trecem acolo peste. Dar să sperăm că nu o să ne vadă nimeni în partea asta și după aceea să găsim foarte frumos. Ok, am luat și niște bandă pe aici, am putem să sărim și noi pe aici. Nu putem să sărim gardă, din păcate. Găsim toate cutiile. După să vedem ce găsim pe partea aceea. Bă, frate, dar eu dacă vreau să mă duc la toaletă, trebuie să caut niște cutii. Adică asta nu înțeleg. De ce trebuie să fac eu toate astea în loc să mă duc frumos la toaletă? Cum am dus acolo oricum, stai puțin. I have a key, I could get fiți atenți că acum ăștia dorm. Opa, hai să intrăm că ăștia dorm. De fapt, stai, cred că trebuie să găsesc cheia. Mă, unde se află cheia oamenilor ăsta? Ia mă, să uit pe aici. Doarme cineva, măi? Văd pe ăștia pe undeva pe aici sau? This rock is... I must find some smaller... Ok. Hai să vedem ce putem să găsim pe aici. Dar ce putem să găsim? Adică zice că dă cheie. Dar cheia unde ar putea să fie cheia de la oamenii ăștia ca să mă duc și eu să intru așa frumos la oamenii ăștia în curte, în casă, să n-am niciun stres. Bă, dar frate, eu vreau să mă duc la toaletă și eu mă duc la oameni în curte. Am înțeles care e faza, nu, că plec de aici, că nu o să mai pot așa ceva. Hai să mergem la vecini. Poate în partea asta găsim și noi ce... Da, ne-am pierdut din nou. Wow, ce mai ending foarte, foarte tare. Aici am un foc de tabără. Ia mă să mergem la focul ăsta de tabără. Mâncare, bă, mâncare. De-aia am nevoie la toaletă. N-am nevoie de mâncare. Ok, am mai găsit o cutie. Dar practic acum trebuie să le reluăm și pacirea. Pentru că am murit, dar mă rog. Mă, dar ce mă în partea asta? Ia, dacă mă duc în partea asta, pot să ajung și undeva sau? Ia, 3, 2, 1 și... Da, nu putem să ajungem nimic nicăieri. Păi, stai puțin, unde găsesc eu toate cutiile? E cutia asta mare sau ce? Opa. If I had a crowbar, I could poop there and non... da, adevărat. Dacă aș avea, aș putea să intru aici să fac căcuță. Practic, da, are dreptate. Bă, da, vreau și să găsesc. Ok, am găsit asta. The guest. Acum hai să deschidem ușile, mă, acolo foarte tare. Ia, mă, facem încă un ending. Am găsit practic piatra asta mică. Acum mergem să deschidem. Bă, da, să puțin. De ce casierul ăla stă înăuntru și se așteaptă ca lumea să vină la el când el are practic tot închis? Uitați-l la el. Stă acolo, nu are niciun stel. Bă, da, el ascultă muzică. Ia, mă, vino, mă, înapoi. Ia, fii atent. Ce, mă, ce că eu am... Opa, uite că am intrat. Ia, mă, ce să iau și eu de pe aici? Bă, da, hai să iau și un de ăsta. Poate am și o energie, ceva de genul. Dacă îl iau, hai să mergem în partea asta. Ok, vedem că e o cutie aici înăuntru. Sunt mai multe cutii aici înăuntru, dar nu știu care e faza cu ele. Dacă sunt niște chestii exact la fel, dar mă rog. Hai să vedem, luăm cutia asta și după aceea hai să luăm și banii ăștia foarte frumos. Domnule, ce să fac și eu apa aici? Am venit și eu să cumpăr ceva. Dacă aș putea să cumpăr. Ok, fiți atenți că asta cred că e cheia de la oamenii. Bă, dar de ce nu... trebuie să găsesc bani, mă, că n-am toți banii. Bă, de unde fac eu, mă, rost de $50 e întrebarea mea. Hai să luăm de aici. Luăm pe ăsta, ok, avem unul și mai avem unii prin casă. Nu știu dacă i-am luat pe toți, mă duc acum să verific, dar alții nu știu dacă mai avem. Asta e întrebarea mea. Adică de fapt, da, nu știu exact dacă mai avem alții. Ia, mă, am luat pe toți, am luat după aici. Am luat tot, am luat. Wow, foarte tare. E mai greu decât mă așteptam eu să mă duc la toaletă, bă, frate. Hai, mă, că intru așa direct. Ce, mă, m-am dus la toaletă și gata. Asta e atâta, pe bune. Și ăsta a fost tot și cam atât a fost cu episodul, practic. Nu, adică pe bune. Ia, mă. Dar de unde putem să găsim noi, întrebarea mea? Vreau să facem în așa fel încât să putem să găsim noi toți banii. Hai, mă, să caut peste tot pe aici. Să ca... Ok, deci avem bani și aici. Ok, putem să deschidem asta. Foarte interesant. Acum mi-am dat seama. Ok, nu mai duc în pat. Nu mai fac greșeala asta să ajung în pat, că dacă mă duc în pat, știi ce se întâmplă, ce s-a întâmplat la început. Ok, astea putem să le deschidem, întrebarea mea. Nu. Putem să le deschidem. Dacă intru în baie, mi se pare că erau și pe aici niște bani. Dacă pot să gândesc eu așa ceva de genul. Nu e. Ia, mă, dacă trag apă, ia, mă, ia. Da, sau de toate astea și da, am înțeles. Ok. Luăm banii de pe aici, luăm toți banii pe care avem pe aici prin casă. Mergem să căutăm toți banii de pe lume, să avem 50 și să putem să luăm cheia aceea ca să intrăm la oamenii ăia în curte. Că altceva nu știu ce aș putea să facem, sincer. Adică nu știu ce aș putea să fac. Ia, vedem. Aici am mașina asta pe aici, nu găsim nimic. Ok. Luăm ăsta de pe aici. Dacă intrăm prin partea asta, mi se pare că era unii și pe undeva pe aici pe jos. Ia, mă, să vedem. Pe aici e ceva, mă, sau? Întrebarea mea fiind, da, nu găsesc nimic. Ia să mă dă prin partea asta. Pe aici e ceva, mă, nu e nimic. Bă, tata, unde pot să găsesc eu toți banii ăștia, mă, de pe lume? Am nevoie de 50, am 20 și mai am nevoie de 30. De unde pot să fac eu rost de 30, întrebarea mea? Ok, știu că mai erau pe aici, dacă nu mi-aduc eu bine aminte, sau de fapt nici pe aici nu cred că mai erau. Sau ba da, erau ăștia. Și am 20 și atât, cam atât. Adică nu înțeleg de unde aș putea eu să fac rost de 50. Adică pe bune, mă mai duc în partea asta. Știu că pe aici nu cred că era nimic, absolut nimic. Și da, adică trebuie să găsesc undeva. Ia, mă, de ce să deschidem? Da, deschid acolo și mai iau
iau bani dinăuntru și de altundeva, nu știu de unde aș mai putea să mai iau bani, sincer, pentru că am luat de peste tot și nu știu, am 22 și nu știu ce mai putea să mai fac, sincer. Dar hai să mergem acum înăuntru să ne ducem aici foarte frumos, să cumpărăm și noi bine. N-avem ce cumpăra, dar mă rog, deschidem și noi ușa asta să fie ușa deschisă, intrăm înăuntru. Vreau să ies în afară și vreau să mă caut și eu pe aici, să mai caut niște chestii, să vedem ce putem să găsim. Ar putea să fie pe undeva pe aici, dar să sperăm că nu mai întâi că mă pierd, că dacă mă pierd pe aici, de fapt, uite, dacă mă duc așa, bă, fiți atenți acolo, nu cred că ar trebui să mă pierd, nu? Dacă, ba da, da, wow, foarte, opa, și cum, adică, spuneți și mie, cum aș putea să găsesc eu 50 de dolari în tot locul ăsta unde toată lumea e săracă, nu pot să intru la oameni în casă, adică, bă, bune, n-aș putea să fac absolut nimic altceva, deci, da, nu, nu mai faci nimic, da, da, de fapt, bă, da, oare, cum aș putea eu să urc aici, întrebarea mea, nu știu ce să zic, dar dacă mai vreți episodul acesta, să-l continuăm, să continuăm acest joc, să mai facem un alt episod cu acesta, uitați la mine, că dă și care arată, arăși mecher, mă, ia, mă, da, și voi, ia, mă, arăși eu bine, mă, pentru fete, ia, mă, uite așa frumos, bă, bă, ce să zic, bă, arăt și eu, ok, bă, ce să zic, da, în fine, nu mai zic nimic, scrieți-vă acum în comentarii dacă vreți să facem partea a doua la acest episod, la acest joc și, de fapt, dacă vreți să facem alt joc, că, sincer, mi s-a luat de ăsta, nu vreau să nu mai fac ăsta, vreau să facem altceva, scrieți acolo în comentarii ce jocuri vreți să mai jucăm. Aolo, gata, bă, am terminat și eu episodul ăsta, hai să mă duc și eu puțin să mă pun în pat, bă, frate, la somn, e 3 dimineața, frate, am terminat și episodul ăsta, nu știu, sunt, nu mai pot, bă, frate, nu aveam niciun chef să-l fac pe bune, hai să vedem, ne punem și noi în pat. Oh, am uitat că avem nevoie la baie. Dacă te-ai uitat până la final, scrie în comentariu cuvântul final și lasă un comentariu cu partea ta favorită din clip, iar tu activează clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu ce și când postezi.